Bună ziua! Vă salut! Mulțumesc, Joan! Bună ziua, mă tot cu mea! O salut pe tot vostru, domnul prim-ministru, la noi în Raionul Cincilian. Suntem foarte bucuroși că este în vizită de lucru în Raionul noi. Sperăm că o să fie și suntem siguri că o să fie o ședință foarte productivă. Aveți posibilitatea să dați domnul ministru întrebări. Domnul prim-ministru, mă scuzați, ceva am încălcat. Și spor la treabă. Bună ziua la toată lumea. Eu mă bucur mai să ne revedem din nou. Nu a fost așa de mult de când ne-am văzut ultima dată și eu mi-am amintesc că atunci probabil sunt aceleași probleme care sunt și acum. Și era vorba despre anumite instituții care trec prin diferite procese de reorganizare și atunci o parte rămân la Cimișlie, altă parte nu rămân la Cimișlie. Eu vreau să vă spun că obiectivul nostru este, în primul rând, să avem servicii publici eficiente. Servicii publici care să ajungă la cetățeni. Asta este prioritatea. Și sarcina noastră la toți, să găsim cum aceste servicii publice să fie mai eficiente. Iată, discutam cu domnul președinte și acum anterior, în ceea ce privește reforma Restart a asistenței sociale și faptul că, cum să vedeți că ele, ATAS-ul, adică centrele astea va fi la Clincești, atunci nu înseamnă că oamenii nu vor fi dislocați și aici la, la dumneavoastră, în Raion, în Mărășeau. Noi trebuie să înțelegem că anul 24 este un an important pentru că s-au deschis negocierile și asta înseamnă în 23 succesul în primul rând la președintei Sandu și a politicii externe pe care președintea Sandu a condus-o și a obținut deschiderea negocierilor. Ce înseamnă asta la nivel practic? La nivel practic asta înseamnă că noi vom avea acces la fonduri de preaderare. Dar pentru asta trebuie să ne coordonăm, pentru asta trebuie să ne organizăm, pentru asta trebuie să ne formăm capacitatea de asimilare. Toată lumea vrea să vadă cum noi, unest, deschis, transparent, utilizăm fonduri publici care deja le avem. Eu atenționez asupra acestui lucru, pe toată lumea, pentru că absolut toate instituțiile și acelea desconcentrate, dar și acelea care sunt gestionate de către nivelul 2 și nivelul 3 din APD, vor fi evaluate după criteriul de eficiență și integritate. Pentru că toate ele vor putea să acceseze diferite tipuri de, de fonduri. Atât noi asta trebuie să, să facem. Asta dincolo de faptul că trebuie să ne coordonăm activitățile. Iată aici sunt serviciile desconcentrate. Un lucru care nou ne lipsește este să facem, cum să zic eu, un proces inclusiv. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că problema din asistența socială nu este doar a serviciului asistență socială. Problema dintr-o școală nu este doar problema din educație. Problema din serviciu medical și așa mai departe, sau dacă este vorba despre ordinea publică, toată lumea trebuie să înțeleagă că astea sunt problemele noastre comune. Mai mult ca atât, nu comune doar la nivel de diferite servicii desconcentrate, dar comune și la nivel de colaborare între serviciile desconcentrate și serviciile de la nivel local. Aici, la Cimișlie, așteptările mele este că să aveți o colaborare bună. Pentru că avem o verticală cât de cât coerentă cu, cu același sistem de valori, cu oameni care se respect reciproc. Asta eu observ la Cimișlie. Dar încurajarea mea pentru dumneavoastră este să comunicați mai mult și întotdeauna să considerați că problema colegului este și cu problema dumneavoastră. Și atunci, cum să zic eu, eficiența o să fie mai mare. Mă întorc la faptul că avem de demarat negocierile cu Uniunea Europeană. Asta înseamnă participarea tuturor.
Asta înseamnă să ne mobilizăm, inclusiv la nivel de administrație publică locală 2 și 1, ca să asimilăm acele forme. La această etapă este important să colaborăm cu toții ca apelul al doilea la satul european. Noi să alocăm resursele corect, proiectele să fie implementate, de preferință într-o perioadă mai scurtă. Am avut satul european, am avut satul european expres, e că acolo am învățat. O să considerăm că acolo am învățat. Cu toate bunurile și cu toate relele. Acum este important, ar fi foarte bine, domnul președinte, dacă puteți să organizați apeleurile de nivelul serviciul apeleului, deci nivelul 2 și apeleul 1, ca să vă coordonați cine și ce proiecte face. Evident, eu nu pot să nu menționez și oportunitatea amalgamării. Și asta tot așa. E un lucru care dumneavoastră le gândiți împreună și este bine să participi și la și serviciile desconcentrate în procesul ăsta de considerare a oportunității de amalgamare. Și apropo, la amalgamare, bugetul pentru, să zicem, pentru o unitate amalgamată este până la 20 de milioane de lei. Adică este un buget destul de important și care ar trebui să fie un stimulant bun pentru administrația publică locală de nivelul 1 să se asocieze. La fel? Da. Oh, bună ziua! Vă salut! Ce trăiți? Bună ziua! Vă sarabească, este cu noi. Ia, că vei pe aici. Ce de scuze, de ram. Vă salut! Vă La fel, este important colaborarea și vinii cu cât este și Basarabească. Gândiți-vă la traseele de turism. Da? Aici sunt proiecte la care trebuie să vă gândiți nu doar din perspectiva raionului Cimișlie, dar și raionului învecinate, dar și o perspectivă mai largă. Aici interacțiunea dintre raionul, localități și centru, dar și alte raioane învecinate, este și mai important. La fel, prioritatea care trebuie să o considerăm este apă și canalizare. În următorii 4 ani, și iată, noi am avut exercițiul de alegeri locale în 23, și atunci haideți să ne punem obiectivul că în următorii 4 ani, fiecare cetățean trebuie să aibă când administrația publică locală din nivelul 2 și 1 își încheie mandatul, fiecare cetățean din localitățile noastre are acces la apă, la apă bună. Deci asta e un element foarte important pentru sănătatea nu doar a copiilor noștri, dar și la noi, la toată lumea. Astea sunt lucrurile prioritare care am putut eu să vi le comunic. Da, și poate încă un lucru, vreau să vă rog și să insist să participăm cât mai activ la programul Președintei de Împădurire. Acesta este un lucru important, nu doar pur și simplu că împădurim, dar el asigură și echilibru ecologic, da, nu de la anul, dar în 3-4 ani deja se va simți o diferență importantă în ceea ce privește schimbările de ecosistem. Acum, cu toate aceste schimbări climatice, efectul deja se simte, inclusiv la noi, și unica soluție pentru Republica Moldova, unica soluție pentru raioanele, în mod special, cum este Cimișlia încoace în sud, este să avem un grad mai înalt de împădurire. Asta ne va ajuta să limităm, nu să evităm, dar cel puțin să limităm din impact. Eu aici să mă opresc, înțeleg că acolo este o solicitare. În privința la fondul de, mă numesc Ileana, sunt specialist direcție economie, în privința la fondul de preaderare. Deci, când a fost anunțat că deja noi mergem spre fondul de preaderare, a fost o perioadă că eu am fost în vizită de studiu în România și am văzut lucrurile care pot fi efectuate în baza acestor fonduri și unul
lucru important care l-am aflat este că nu trebuie să le scăpăm. Fiindcă ei multe lucruri nu au reușit să le facă, fiindcă nu au fost atât de serioși în privința acestor fonduri. Da? Mai este o problemă că, din păcate, atât în apele de nivelul 1 cât și apele de nivelul 2, specialiștii nu prea sunt pregătiți pentru scrierea proiectelor, fiindcă guvernul, până când studiile care nu au acum le dau, nu ca studiile, dar cursurile de formare, sunt acolo 3-4 zile. Dumneavoastră, fiind că a fost lector universitar în managementul proiectelor, știți că este foarte puțin. La fel, este nevoie să fim antrenați în scrierea proiectelor transfrontaliere. La fel, nu avem capacitate, cred că prin întreaga Republică, asta doar de să se contractăm un expert, care la fel, adică va trebui plătit. Și iarăși mă întorc la tema turismului. Eu, la momentul de față, scrutez de masă reprimența la dezvoltarea turismului în raionul Cimișlia și am observat necesitatea că guvernul cât mai mult să susțină antreprenorii locali, să le dăie, să nu fie atâta birocrație mare ca să acceseze fonduri pentru a-și crea o pensiune turistică sau o locațiune turistică, ca să poată accesa niște ajutoare mai ușor. Am înțeles. Aveți perfectă dreptate și asta e un lucru care îl puteți organiza ca și serviciu. Eu mă refer la capacitatea de a proiecta și capacitatea de a scrie proiect. Pentru că asta este important. Și atunci eu vreau că, domnul președinte, și la nivel de raion ar fi bine să avem constituite o echipă care ajută localitățile să-și scrie proiectele, pentru că, fim atenți, proiectele astea vor fi în competiție pentru fonduri. Și corespunzător avem nevoie, dumneavoastră aveți perfectă dreptate că aici trebuie mai multă instruire, dar noi nu o să putem să facem instruire pentru pentru toate localitățile. Este mai bine să ne specializăm. În România acum s-a procedat. În România s-a procedat în felul următor. Ei au permis și anumitor companii, anumitor ONG-uri care să participe în proiecte și să facă project design, adică să pregătească documentația de proiect. Până ajungem acolo, este bine să instruim niște oameni, câte 10-15 oameni pe raion, dacă stau să mă gândesc la un raion gen Cimișlia, 10-15 oameni s-ar descurca foarte bine să pregătească profesionist documente. E clar că administrația publică locală sau grupul de interes prezintă datele, colectează și așa mai departe. Dar iată, pentru dumneavoastră, o echipă de 10-15 oameni ar lucra foarte așa, eficient. Dar vă rog, noi, adică avem specialiști în scrierea proiectelor, dar vă spun, este foarte insuficient cursuri și foarte bine ar fi să fie macar predare online, să fie ceea ce se achită de guvern, dar să fie pe o perioadă de o lună de zile. Mie, de exemplu, din experiența României, îmi place că specialiștii care se ocupă cu scrierea proiectelor, ei obligatoriu sunt certificați în scrierea proiectelor și în monitorizare și evaluarea proiectelor. Fără aceste certificate, ei nu au dreptul să fie implicați în aceste activități. Ceea ce Aici, înainte să luați cuvântul, vreau să vă mai atrag atenția doar la un lucru și aici ați putea să vă asociați, la nivel de administrație publică locală, nivelul 2 și 3 este cofinanțarea proiectelor. Pentru că în orice proiect există această componentă de cofinanțare și atunci puteți să faceți un fond la nivel de raion sau să vă asociați împreună câteva localități ca să aveți acest fond de cofinanțare. Guvernul tot va gândi două lucruri. Un mecanism de garantare, că de exemplu dacă administrația publică locală vrea să meargă și să împrumute niște bani de la bancă pentru a cofinanța un proiect specific și atunci îți trebuie un mecanism de garantare sau un mecanism pentru acei 5-10% care e contribuția localității atunci când este vorba despre un proiect mai mare. Da, vă rog.
Doamnă prim-ministru, sunt Victor Niculiță, primar de Baclia, cu patrulea mandat. Nu ați cunoaște așa localitatea Baclia? Da, sigur. Și aș fost în 2012, dacă nu greșesc, defilant prin centrul sat. Eu am vreo 15 întrebări, dar cred că numai 3 să fie actuale acum să le, să le adresez. Da, pe parcurs. Începem cu prima întrebare, ca să fie asta, ceea ce se adaugă la doamnă. Nu e problema de descriere a proiectului. Proiectele descriu, le descriu specialiști în domeniu, sunt în Chișinău companii care descriu, avem o proiect care stau în cui. Nu vă creați probleme. Nu mă încheiesc contractul, se achită și proiectul e pe masă la dumneavoastră timp de o lună. Ce facem ulterior cu dânsele cu proiectele? Asta e, nu au finalizare. Satul european fantomă pentru satul Abaclia, etapa 1, Abaclia nu a avut finanțare, cel expres Abaclia iar a fost uitată, și satul european 2, iarăși Abaclia a fost uitată. Dintr-un început, dar eu spun că e uitată. E localitate. Primar, da, am spus, Victor Neclisa. Da. Vreau zic, un sat cu 5.000 de locuitori, care a fost exclus, pur și simplu, din finanțarea satului european. Vreau să vă întreb, care e vina sau ce pică aveți cu Abaclia sau cu Abaclieni? Dar sunt prezentate, proiecte prezentate, ceea ce doamne... și un, și doi. Prezentați, pic cu căminul cultural, și cu grădinița numărul 2, că avem două grădinițe. Și un alt proiect care acum, de acum e dat la verificare și la proiectul și va fi prezentat și acum, dar imaginez că și data aceasta va fi asta. Din alt considerent, aici mai mult din punct de vedere politic. Nu suntem foarte pentru că știu că suntem pe foița cei care apare la, pe la ministerie pe acolo, Abaclia este deja ștearsă, eu știu de aceasta. Fiindcă așa procedau și condușurile anterioare. Cunosc foarte bine procedura și putem să discutăm pe problema dată. Și întreb, ce vină au abaclienii, unul dintre cele mai mari, de fapt, e prima pe cartea Republicii Moldova, dar unul dintre cele mai mari din Republica, adică în primele 10, 5.000 de locuitori. A doua întrebare. Mă întreb de Consiliul Raional Basarabeasca. Și este necesar acest Consiliu Raional, care noi plătim contribuții, adică impozitele noastre se opresc în Consiliul Raional Basarabeasca, care numai ieri o direcție a fost transportată cu tot cu efectiv sau fără efectiv la Hâncești. IGSU e la Comrat. Premier Energie e la Comrat, Multilecom e la Cimișlie, Poșta e la Cimișlie. Care e existența? Sau pentru ce funcționează Consiliul Raional Basarabeasca, mă întreb? Care... Satul, de pildă, Abaclia a fost uitat de 8 ani în urmă de conducerea Consiliului Raional. Adică nu avem nicio finanțare, nici la guvern și nici la Consiliul Raional. E inutil să ții un Consiliu Raional cu vreo 20 de milioane care nu are efect. Eficiența zero. Plus valoare zero. Și de ce n-ar fi bine mersi să fim de pildă la Cimișlie? Și a treia întrebare cu salarii primarilor. Da, mă bucur faptul că mi-ați majorat salarii. Mă uit aici pe statul de personal. Un salariu destul de decent. Eu și secretar. Ce am să-și fac? La medici, la medici, la profesori, le-au majorat la toți. De aici îți primește numai la primar și la secretar. Cu ce mă rog, știu, de ce n-ar merita contabili, perceptorii, fiscali și mai. Nu și așa noi avem, specialiști noi avem în domeniu. Ceea ce discutam cu colegul, nici nu are specialist în domeniul la cadastru. Este. Noi avem. Nu, ăla e. Nu poți să... Gata, primărie e jos. Nu are specialist în domeniu. Și cu așa salariu care acum este insuficient, respectiv cred că nu
nu știu, o să aibă dorință cineva. Acestea sunt întrebările. Trei, celălalt e, dacă am posibilitate. Da, mers. Haideți cu scrierea proiectului și ce să facem cu dânsul. Eu am zis chiar de interes ce, ce s-a întâmplat la ambă. Că e de la noi se primește așa că în satul european cu satul european ceva nu v-ați înțeles, cu Consiliul Raional tot nu v-ați înțeles. Poate există undeva totuși o problemă care e în altă parte, în altă parte decât asta. Acum în ceea ce privește politica. În satul european și expres sunt aproape mai mult de jumătate din localitățile din Republica Moldova. Și eu deseori aud aceste acuzații că, iată, nu s-a schimbat nimic și astăzi sunt promovați doar primarii și consiliile PAS. Păi uitați-vă, până la alegeri, în PAS existau poate 200 de primării. Totuși, de satul european, au beneficiat aproape 500 de localități. Și atunci, uitați-vă, acest argument nu este valid. Eu nu-i zic fals. Că el este fals. Dar, așa, diplomatic spun că acest argument nu este valid. De asta, propunerea mea este, nu știu cine vă scrie proiectele la Chișinău sau în altă parte și cât ați plătit pentru dânsele, dar poate v-ați scris proiectele prost. Eu nu știu. Dar trebuie să ne uităm. A doua întrebare, în ceea ce privește Consiliul Raional, că e Basarabeasca sau altul. Și la Consiliile Raionale, și la Consiliile Locale, și în alte părți, în toată Republica Moldova, trebuie să facem optimizări. Asta eu sunt de acord. Dar în asta este și esența acestor descentralizări. Și dacă vor două raioane să amalgameze, eu n-am nimic împotrivă. Spuneți și noi vom încuraja acest proces. Cu siguranță trebuie să îmbunătățim calitatea și eficiența serviciului public și orice inițiativă în acest sens, să știți că va fi susținută de guvern. Unica solicitare este ca această inițiativă să vină de la dumneavoastră, adică de la nivel local. Și eu vreau să reamintesc că descentralizarea nu înseamnă doar, cum să zic eu, drepturi, dar înseamnă și responsabilități și obligații. Acum, în ceea ce privește întrebarea 3. Eu chiar mă bucur. Chiar mă bucur că noi avem ocazie dumneavoastră să-mi imputați faptul că v-am crescut salariul dumneavoastră și doar la secretar. Că până amuia nu aveam așa discuții. Până amuia tot discutam că trebuie să mărim salariul și trebuie să mărim salariul. Iată, eu mă bucur că noi am trecut la următorul nivel de problemă. Că uite, la unii totuși le-am crescut, dar la alții încă urmează să le crește. Atunci când noi am făcut acest pas, tot imediat v-am încurajat să ne uităm cum noi, la nivel local, putem să mai strângem, impozite. Că avem această posibilitate. De pe punctele de comercializare, care în unele localități plătesc câte 10, câte 20 de lei pe an sau câte 100 de lei pe an. De pe anumite case de milioane, de pe terenuri agricole, care până la urmă sunt productive. Și mai mult ca atât, o să existe instrumentul. Haideți acum să fim onești și sinceri. În consiliile locale, câteodată sunt, cum să zic eu, businessmani, care nu neapărat sunt interesați și vor aproba, cum să zic eu, creșterea de anumite impozite locale. Și atunci primarul va avea posibilitatea, autoritatea, și dreptul dat de lege, individual, să treacă peste Consiliu și să zică, uitați-vă, creștem aici impozitul, aici impozitul, aici impozitul. Și noi avem deja aceste, cum să zic eu, exemple în diferite localități. Așa că dumneavoastră o să aveți toată posibilitatea și toate instrumentele să aveți suficient buget cât să creșteți colegilor dumneavoastră salarii. Dar, încă o dată, eu mă bucur că noi ne certăm din cauza faptului că dumneavoastră vă l-am crescut, dar altora încă nu. Vă rog. Bună ziua. Domn prim-ministru Constantin Munteanu, primarul satului Gura Galbenei. Eu revin cu o problemă mai veche. Problema în drumul G123R3 Gura Galbenei, Lipoveni, Porumbria. Și se intersectează și cu traseul spre Ivanovca. E o porțiune de drum în centrul satului, care nu ne aparține nouă,
e foarte urât, e un drumul carosabilul cu parcare. Parcarea însă și problema e în toată parcarea aia, care are 2500 de metri pătrați, ne-am adresat și la ASD, Administrația de Stat a Drumului. Au și proiectul, și devizul, și demersul, și la Ministerul Infrastructurii. Acum, nici nu mai pot să mai zicem, satul Gura Galben la propriu și la figurat este galben. 71, 70 Parlamentul PAS, 71, 74 Maesandu, 71 primarul, 70 Consiliul Local, 69 Consiliul Raional. Numai rezultate așteptăm. Nu ne aparține. Doamne ajută și nu ne aparține drumul și vă rugăm, chiar e urât în sat. Cel mai mare sat din Raionul Cibișina. Iată, de ce sunteți acuzați că țineți cu PAS? Primarii spun. Nu dumneavoastră. Nu anul ăsta, nu se supără. Bun, mulțumesc. Uitați-vă, drumurile, într-adevăr, gradual, nu reușim peste tot, dar gradual, iată, după apă și canalizare, următorul este drum, ca să nu se primească anterior, că iată, știți vorba ce e, că, uite, în sfârșit trag apa și canalizarea, înseamnă că la anul o să pună asfalt. Sau invers, iată, asfaltează, înseamnă că la anul o să schimbi țel. Da, vă rog. Bună ziua. Eu am fost, hai să vă spun, cinstit primit în sală, așa, nu eram în listă. Sunt consilier. Da, bine că ați venit. Foarte bine și am vrut să mă întâlnesc chiar cu dumneavoastră. Vreau să spun colegilor... Vă rog să prezentați. Profnitski Anatolii s-a dus adăclea consilier. Mulțumesc. M-am primit de la casă. Dar are importanță, pot spun de la PDCLM, nu e o problemă. Problema este alta. Spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră, spuneți că o să dați mai multe drepturi primarilor. Eu vreau să vă spun altceva, că în Consiliu, cum la noi majoritatea are PAS, noi suntem numai trei consilieri deputați și adevărat, un consilier, eu, de la domnul Ion Chicu, și unul independent. Ce înseamnă transparență în primării? Să lămuriți primarilor de pe loc a dumnealor să înțeleagă ce este transparență. Ilegalitățile care le fac, cine trebuie să le contracareze. Plus la asta, să luați și listele consilierilor, să vedeți cine sunt consilieri, cu nouă clasă și mai mult dacă este bine. Plus, e moș, verișor, chestii care vin și ridică mâna numai. Asta e tot. O întrebare nu pune, nu-l interesează. Premiile care le-au primit pe anul trecut, domnul primar, 3-4 prin dispoziții, vreau să spun că soția mea a fost secretar, are studii în drept, face masteratul la Academia Administrației publici la Chișinău. N-a putut să lucreze cu primarul mai de-atâta că nu a intrat în gașca lor. Iar acum s-a eliberat, da, s-a mărit salariul tot. O anul lucrat. Să primesc specialist de buzunar, care nu are idee, eu vă spun, nu are idee, dacă facem un concurs și vreau pe viitor să tragi atenția anume la secretar, când îți primești în primării, să caute persoane care ceva să aibă în cap. Că eu vă spun că dacă aduci un secretar aici, nu știe ce e legea 436, 458, nu știe nimic. Este primit numai de ceea că trebuie să ducă la gașcă, seara, după o ceremonie acolo, au hram, nu știu ce, să ducă la grădiniță, fac miese cupioase, botează, să cumpere teren de joacă, eu sunt de acord, 130.000. Dar sunt foarte multe dubii. Noi cerem documente de la primărie, de la contabilă. Ieri am avut consiliu și am spus să ne se aducă, să avem dreptul la documente pe o lună, pe două. Nu, domn primar, executarea bugetului odată în an. Băi, băiete, tu azi faci lucrare cu un tractor care ți-i prieten. Avem o firmă în sat de 480.000. Eu făcut servicii timp de 4 ani. Pune schimb o lampă. Nimeni nu monitorizat. Și vă mai spun una. Primarul, dacă este la pașa, are 10 consilieri, nu înseamnă el o spune mie, uite ce-i scris pe ușă primar. Dar ieși afară, dai cabinetul. Dar nu e a lui cabinetul, e oamenilor din sat. Și noi avem 400 de oameni care ne-au votat afară. Aici 400 de oameni, dar noi trebuie să le arătăm ce să facem primărie. Nu se transferă banii cum vreau. S-a tăiat copaci ilegal. S-au implicat, am sunat și de la Comrat. Eu am video, am tot făcut. Ilegal s-au tăiat 4 copaci, fără niciun...
s-au implicat de la Comrat, comisarul nu știu care, în 10 minute, cred că și domnul Cojoc știe și domnul Mână Scurt, atunci Doamne ferește. Ce să vedem? Eu vă spun unde e problema, cum e transparența dacă nu ne se dau documente. Dar 4 ceasuri și 3, de ce nu ne se dau documente din contabilitate? Spuneți, vă rog, care e transparența? Pământuri date ilegală în arendă, nu-ți plătești niciun impozit. Sunt organizabilitatea din față. În ceea ce privește capacitatea consilierilor și primarilor. Eu vreau să vă reamintesc că există o procedură democratică de vot. Da, da, și eu am avut luna noiembrie 2023. Și eu cred că dumneavoastră aduceți insulte oamenilor care au votat acești oameni care sunt în Consiliu. Nu cred că eu, ca prim-ministru, sau dumneavoastră ca consilier, sau dumneavoastră nu contează în ce calitate. Puteți să aduceți ofensă oamenilor care au votat. Un primar nu contează de la cine. Un consilier nu contează de la cine. Imaginați-vă că cineva povestește despre dumneavoastră în stilul și în modalitatea nerespectuoasă în care dumneavoastră ați vorbit despre acești oameni. Că ce? Că dacă el nu are facultate, înseamnă că nu duci capul cum să organizezi activitatea. Da, există o corelare între studii și capacitatea de gestionare, dar nu neapărat. De asta, rugămintea mea, noi întotdeauna să avem respect și să ne adresăm respectuos colegii noștri. Fie că este vorba despre Consiliul Local, fie că este vorba despre Consiliul Raional, fie că este vorba despre primar. Pentru că noi dacă o să ne lansăm în astfel de ofense și acuzații, nu o să unim mai mult oamenii din comunitatea dumneavoastră. Nu o să putem să facem mai mult pentru oamenii ce. Dacă dumneavoastră sesizați anumite ce pretindeți că sunt ilegalități, există mecanisme instituționale. Există procuratură, CNA, există instituții care sunt responsabile și dumneavoastră, responsabilitatea dumneavoastră este să vă exercitați dreptul legal în calitate de consilier și asta înseamnă două lucruri. Să puneți întrebări pe agenda Consiliului Local și doi, dacă cu ceva nu sunteți de acord, să adresați anumite petiții, plângeri și chiar plângeri penale la instituțiile corespunzătoare. Dar rugămintea în continuare rămâne aceeași. Întotdeauna să vorbim respectuos despre oameni. Nu există oameni proști, nu există oameni demenți, nu există oameni inferiori. Noi toți suntem egali. Mulțumesc. Da, vă rog. Sergiu Răcilu, mă numesc primar de Caragiu, Ștava Sărăbească. Întrebarea mea e următoarea și chiar vă rog să o notați. Am să încep cu Uniunea Finoasă, Gaz Natural Finoasă și acum e premierea mea. Stau localitățile fără lumină, în cazul când sunt careva calamități, cât 3-4 zile. Ca ei să vină și să lucreze 30 de minute și să rezolvă problema și să plece. 3 zile Carabetovca a stat o lună în urmă, când a fost măsurile precedente, 3 zile. Oare, eu nu știu, chiar nu e act de cojoc și nu degeaba am spus Uniunea Finoasă, Gaz Natural Finoasă și acum, care sunt, pentru că tot e așalași, dar problemele cum au fost prima, așa și acum. Stau oameni și în gheață, stau localitățile fără apă. N-avem apă, n-avem nimic, tot e care au canalizări, tot e blocat, tot e din motiv că nu e un om să vie timp de 30 de minute să rezolve problema. Okay. Nici n-ai cu cine discuta, nici n-ai la cine te jalui, nici... Asta e o problemă foarte serioasă. Ei fac bani, au optimizat tot ce au putut optimiza, pentru că dacă înainte era pe raionul Basarabească un echipaj, și Mișlea un echipaj, fiecare avea un minim cu un echipaj, acum, eu nici nu știu, mai timp pe Sudul Republicii Moldova, eu e echipaj. Da. Înțelegeți? Asta e o problemă foarte gravă. Vă rog frumos, chiar să interveniți, pentru că... Am înțeles. Aici intervenția este nivelul de serviciu. Eu am fost clauza așa de 48 de ore. Acum îți răspund, atunci când putem, atunci venim. Asta au fost 4 ore. Pe 4 zile, zice iertare. 4 zile. Ca schimbi două siguranțe.
care de 5 minute. Am spus, mă duc eu și o procur, dar nu poți, pentru că este sigil acolo, da? Că nu putem să intervenim noi. Asta care este problema? Și noi le verificăm contoarele. Problema și cum costă? Pe noi, că statul nu-i costă nimic. Ei să facă... Domn primar, noi am 8 transformatoare, da? 8 transformatoare, eu trebuie să verific contoarele, 8 contoare. Trebuie să mă duc la Chișinău, să-i chem pe ei ca să vină să desigileze, să le achit. Și mă duc la Chișinău, fac verificarea, dar eu cheltui 600 de lei pe drum până la Chișinău și vin înapoi, că să-l duc contor, fiindcă am termen. 10 zile ei mi-l verifică, peste 10 zile eu trebuie să mă deplasez să-l iau, fiindcă trebuie să-l instalez, fiindcă altfel vine parmele amendă. Și iar îi chem și iar înțelegeți care e asta. Adică noi lucrăm pentru Premier Energy, se primește și pentru gaz. Gazii ei singuri le verifică, e ok, adică e bine. Dar fraierul ăștia de la Premier Energy, mă scuzați, fraier. Alte solicitări? Vă rog. Bună ziua, domnul primier-ministru. Mă numesc Vitalie Grădinschi, sunt specialist de protocolul regional 5-3. Vreau să ridic o întrebare foarte mare în privință la pacienți neasigurați. Neasigurați care sunt din categoria social vulnerabile și care nu numai social vulnerabile. Înseamnă că Cimișlie raionul are 60.000 de populație, din care numai 32.000 de populație sunt asigurați. Uh-huh. După legislație se primește că noi trebuie să prestăm servicii la toată populația, necătând. Are polița de asigurare sau nu are polița de asigurare? Compania de asigurare achită numai cazurile care sunt persoanele asigurate. Coșenii asigurații trebuie să lucreze apele 1 și apele 2, și medicină de familie și spital, că oamenii se procură poliță și să fie asigurați. În anul 2021 noi am avut cheltuieli pe persoane neasigurate de urgență de medico-chirurgicale de 40.000 de lei, 22 am avut 80.000 de lei, anul 2023 avem cheltuieli 360.000 de lei, din care în jur la 60.000 sunt din populație din raionul Besarabianska, spitalul acordă servicii medicale, chirurgicale pentru raionul Besarabianska. Și se primește că mai înainte Consiliul Raional acorda suportul și compensa banii pentru pacienții ăștia social vulnerabili. Dar nu se primește că medicul trebuie, el a acordat asistența medicală, da? Dar nu trebuie să fugă după pacientul, că el se achită. Și sunt pacienți care sunt din grupa social vulnerabilă, dar sunt pacienți care pur și simplu râd în față și spun că eu nu am bani și nu aș să achit. Și dacă și noi nu putem, nu este nici o frânghie, pentru că dacă ne adresăm la poliție, poliția se primește, nu are nimic, pentru că noi acordăm asistență medicală și se primește că un... Am înțeles care e. Poate să fie niște legislații mai dure pentru pacienți care nu vor să fie. Că de ce trebuie să sufere spitalul? Spitalul este bugetar pe altă finanțare. Banii are numai din cadrul asigurărilor. Și de asta, da, credem noi să servicii la toată populație. Mulțumesc foarte mult. Ok? Da, vă rog. Domnul primar, sunt primarul orașului Cimișlea, Sergiu Dumache. Noi avem așa, cineva ne-a transmis prin alt primar, că anuleu interzice peste o jumătate de an ca să mai fie instalate plafoane pe stâlpi de 10.000 de kilovați. Deci asta e o problemă. Orașul Cimișlea are 17 km de drum național, internațional și regional. Adică toate luate la un loc. Pe o parte avem stâlpi de 10.000, pe altă parte avem stâlpi de telecom. Și noi trebuie să mai punem acum cu stâlpi pentru alt stâlp, pentru 04. Practica folosirii plafoanelor pe stâlpi de 10.000 nu e de astăzi, dar e de nimic. Dacă ne gândim la siguranța circulației rutiere, este, cred că, important. Mai mult ca atâta că Primăria Cimișlea, împreună cu Consiliul Raional, a făcut mai multe solicitări către administrația de stat a drumurilor ca să soluționeze problema cu trotuarele care sunt pe aceste drumuri naționale.
Și dacă mai stâng și lumina și nu se mai dea voie, cred că nu o să fie bine deloc. Adică pe terenul public. Da, eu știu problema și ea, într-adevăr, există. Trebuie să găsim o soluție. Cum avem asta iluminat stradal, nu e problema să pui acolo lampa. Problema este cum o deservești. Și aici este discuția. Deci și nimeni nu interesează. Dar problema există, pentru că oamenii, dacă nu au instrumentare necesar sau nu sunt suficient instruiți, și asta de cei de la administrația publică locală, părerea meu, moare. La Cimișlia, din câte îmi amintesc eu, nu s-a întâmplat așa ceva, dar sunt alte localități unde lucrul ăsta s-a întâmplat. Eu știu problema, dar încă nu nimic mai interesează. Este această discuție, e adevărat. Și a doua întrebare a unui agent, a unui casnic. Acum, din câte mi-a transmis, transmit întrebarea, da. Prime Energy sau iarăși Anreu, nu știu cine, nu mai permite avizul de raportare să le dea la cei care vor să amplaseze baterii fotovoltaice. La casnici sau la... Și la casnici și la... Ce puțin de casnici, știu sigur. Dar nu știu. La casnici și la casnici nu este. Dacă există un caz concret, poate îl transmit. Pentru că apar câteodată probleme pentru capacități mai mari la diferite companii care vor să instaleze, pare mi se, peste 25 MW. Dar la casnici, cu cât acolo, maximum 12-15 MW, nu trebuie să existe. Asta ar însemna un abuz. Dar dacă există o plângere concretă, mi-o dați. Da, mi-o transmis de asta. Nu, dați, dacă este concret, atunci... Scoate și ne mai multe discuții ăștia. Am să iau exemplu unui pensionier, că ei primesc de la poștă bani, noi îi primim din alte părți. Pensionierul se duce la poștă, da. Primește bani sau nici nu îi primește toți, aproape toți îi las Mult Telecom, televiziuni, internet, toate astea, Premier Energy, gaz și ce mai este acolo. Și mă întorc aici la veniturile noastre, a primăriei. Iată, o mare parte, de asta și spun, am comparat, că aproape toți îi lasă un pensionier acolo. Și ce are primărie? Venit de la toți magnații ăștia din țări, din țara noastră. Toate primăriile, nici una nu. Stâlpi stau pe terenurile noastre, noi îi ținem, noi îi dăm, noi îi scoatem dacă ne încurcă și tot așa mai departe. Doar ei fac business pe spatele oamenilor din sat. Da? De ce în satele noastre nu rămâne nimic de la dânși? Nimic. Încă mai au și o problemă, încă și mai au multe Telecom, de exemplu, și-au dovedit și-au privatizat sau privatizat, au luat oficiile astea lor care le avem noi pe sate, tot gratis. De asta o sursă devenit pentru primării, o sursă devenit pentru primării, și dacă e să o luăm, să o analizăm, ar trebui să fie și de la bogații și mai mare țări. Nu numai de la agenții economici, care șede și face 1000 de lei sau 2 pe zi vânzări. Acolo și care da. Vă rog. Bună ziua. Bun, Maria, primar, satul nou. Cred că sunt unul din cei... Satul nou. Satul cred că sunt unul din cei mai tineri primari din Raion. Cred că doilea, de primar. Uitați, eu m-am întâlnit cu așa o problemă. Satul european. Nu a fost finanțat integral. Noi am avut o măsură care am dat în exploatare deja obiectul. Antreprenorul mă sună zi de zi, domnul primar, și se întâmplă, unii bani, o dinerele ne-au prelungit printr-un acord adițional. Adică noi acum suntem administrația publică locală și în fiecare zi la agenda economic trebuie să-i explicăm. Așteaptă poi mâine. Când ați vii bani? Am înțeles, dar dumneavoastră ați depus dosarul la trezorerie? Am depus dosarul la ODNRL, că noi am comenzat în luna noiembrie. În luna noiembrie? Da. Bun, eu am să verific, de la satul nou. Da. Corect?
Bun, o să verificăm. Și încă o problemă. Datul european 2, faza 2, în 2024, este măsura 2-2. Eficiență energetică. Ce își spune că putem face proiecte pentru panouri fotovoltaice și tot așa mai departe. Dar într-același timp avem o problemă. Premierul energie nu eliberează viz de racordare la nimeni. Cu asta o să ne clarificăm. Și domnul primar, domnul adică Sergiu, nu merg vorba numai de cad, nici sau numai de întreprindere. Dar absolut la nimeni. O să le-am notat. Să vedem dacă există. Eu știu că există în anumite cazuri, când capacitatea este mare, dar sub 25 de megawatt nu ar trebui să existe de fapt probleme. Dar o să verificăm încă o dată. Mersi. Da, vă rog. Bună ziua, domnul prim-ministru. Vasile Tocaru, Direcție Dezvoltare Teritorială Țineștie. Eu am început activitatea în 2003, dar diferite lucrări, am avut în anii 2015 fondul rutier, am ajuns la valoarea fondului rutier Italion în jurul la 6 milioane. De la 6 milioane, câte o leacă, am ajuns la 14.200.000 anul 2022-23. În luna aprilie-mai anul trecut au fost făcute niște recalculări, niște instrucțiuni nu chiar clare și după instrucțiunile s-au făcut niște recalculări la kilometru echivalent al unui drum local. Și am ajuns de la 14.200.000 la 10.500.000. Am avut în calcule, am vedere că în raion sunt 80 de kilometri, da. Am vedere, după echivalent 63 de kilometri. Și avem o pierdere mare, 4 milioane și ceva am pierdut asta. De revăzut calcule, ele nu sunt... Nu pot, o să vedem... Asta, metodologie. Metodologia nu, acolo merge coeficientul 0,8, merge coeficientul, nu e o leacă în metodologie acolo e problema. Bun, dar dumneavoastră nu vi s-a explicat cum s-a ajuns la metodologia asta și de ce ea a fost schimbată? Din 2016 nu pot să spun din ce, instrucțiunile din 2016, dar în sfârșit, abia anul trecut, nu știu de ce, din 2016 tot sunt întins, poate dacă din 2016 se face din calcule, da. Ridicam și nu întrebarea altfel. Am înțeles. Bun, o să verificăm. Vă rog. Domnul ministru, bună ziua. Vasile Lucuaș, arhitect al raionului. Deci, referitor la metodologie. Avem un articol în legea 163 care stabilește taxele pentru eliberarea autorizațiilor de construcție și certificatul de urbanism. Și dacă erau înainte stabilite pentru autorizații 100 de lei, pentru certificat 50 de lei, acum sunt cifrele astea scoase. Și este scris, conform metodologiei aprobate de guvern. Deci am avut o ședință primarie înainte de anul nou, cu bugetul, le-am recomandat ca să primească deciderii respective de aprobare a sumelor respective, a taxelor respective, dar cu părere de rău, metodologia nu-i și am rămas la aceiași 50 și 100 de lei. În diferite ședințe, chiar și la Parlament, când cu codul urbanistul, m-am exprimat față de colegi că nu este relevant suma respectivă, dat fiind faptul că sunt obiecte și de aici avem altă problemă. Deci noi trebuie să vrem să aplicăm la proiecte, să dezvoltăm, dar nu avem planuri urbanist generale actualizate. Și problemă foarte mare că nu o să vină vorba de aplicat la proiecte europene care costă bani serioși. Nu aici câțiva milioane care este acum cu satul european. Am discutat cu diferiți responsabili de la minister, deci nu este încă clară situația asta. Am citit că în proiectul respectiv satul european este și posibilitatea de a aplica. Avem prima pasăre, deci un sat din satul Sulic, o aplicat la satul european 1 și anume și-o ales plan urbanistic. Vedem, planul urbanistic este un document desenat și nu cam toți primarii, să nu fie spus cu obidă, pot să-l citească. Mai este și regulamentul care trebuie să fie stabilit conform legii 130, adică să fie clar și trebuie să fie elaborat ca să fie și scoat să implementeze planul.
pentru că asta o să ușureze foarte mult posibilitatea de aplicare anume la proiecte este europene. Vedeți, este o situație. Eu am așa, o carieră de mult, deja de când activez ultima ședință sau ultima întâlnire la administrația publică locală, când a fost adunat toți arhitecții, au avut o săptămână metodică foarte bună. A fost în 2006. De aici, ce a spus doamna Ileana, deci discuția la nivelul central, da, trebuie într-adevăr să instruim și oamenii care dezvoltă, dar și primari, ca să știe cum să utilizeze. Noi îi facem din practică, păi da, da. Să știți că nu sunt chiar și colegii din altă Taiwan, nu mai sunt cei, deci mai vin și alții din altă domeniu. Nu, da, 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 sunt de acord. Da, da. Deci vreau să adaug ceea ce a spus domnul Vasile, în urmă cu situația că vin fondurile de prea de arare, noi trebuie să pregătim apeleurile de nivel 1, să le spunem că sunt fonduri, o să fie, și dacă au cumva proiecte mai vechi, să fie scoase din arhivă și actualizat toată documentația tehnică, să fim gata. Și nu atunci când o să fie apelul de proiect, în 3 zile să căutăm documentație tehnică sau nu știu ce. Toată documentația trebuie actualizată și să fie gata, numai ca o fișă da, de proiect. Dar oricum, chiar și actualizările astea câteodată costă. Costă, dar... Ultima întrebare, vă rog. Și... Domnul primar-ministru, primarul comunei Cotrin, Valeriu Ștefan. Noi avem o întrebare foarte veche, începând de anul 2003, când am trecut de la județe la raioane, s-a marcat cotarul între raionul Ialoveni și raionul Cimișlia, prin mijlocul satului Zloț, unde 7 case și cimitirul au rămas în raionul Ialoveni. Până la ziua de azi, am avut 10 de întruniri cu diferiți de acum cu cadastru Republicii și tot așa mai departe, și așa și întrebarea asta nici de cum nu putem scoate la cap. Eu rămas în Ialoveni. Noi suntem la cotar cu Ialoveni, satul Zlos. Noi da, 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 am semnat. Și nu poate partea aceea care sunt nici tranzacții să facă, da, 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 eu înțeleg. Ca atare s-au eliberat din primăria Cotrieni loturile de construcție tot. Însă acum sunt pe teritoria Ialoveni. Am înțeles. Noi am avut un caz, o bucată de pădure, așa, dar n-a. Eu vă spun că din 2003, întrebarea dată, eu am nu știu când din prima întrunire am da, avut. ultima hârtiuță cu ea, scris. Ultima întrunire... La cimitir. Cu întrunire am înțeles. Da. Formatul. La cadastru. La cadastru. După aceea, nu ne-a fost dat în vedere iarăși de la cadastru. Am făcut... Este o firmă... De acum scotărăm întrebarea dată, actele respective, însă raionul Ialoveni nu a vrut să ne semneze inginerul funciar al raionului, nu a vrut să ne semneze actele date, primăria Cărbuna ne le-a semnat, raionul Ialoveni nu, fiindcă ne-au propus altă variantă de a le întoarce în altă parte de pământ, pentru a rezolva întrebarea dată. Însă, acolo este satul, gaz, petrol și este. Satul Zloț. Satul Zloț se află în mijlocul pădurii. În jură pădurii 600 ceva de hectare a ocolului Silvii. Și nici de cum nu putem ca să-l dăm în altă parte pământ, înseamnă 5 km, noi trebuie pădurii ca să le dăm
acolo 8 hectare de pământ. Deci nu e vorba despre 7 case, e vorba despre 600 de hectare de pădure. Răspund că am în vedere de asumirea pământului, să se schimbe pământul, pământul arabil. Am înțeles. Aici 600 de hectare de pădure, ele vin câte 5 km, nu avem cum să facem schimb. Am înțeles, am înțeles, mă voi. Da, și de data asta ultimă. Domnule prim-ministru, stimați colegi, bună ziua. Toate întrebările astăzi au fost de partea PNL 1 și 2. Eu reprezint un serviciu public desfăngerat de teritoriu, direcția ocupării curații de lucru, 5 lic. Doamne, asta este Sine Sârbu, sunt șef de partea Oțeană. Adică am vrut să accentuiesc că piața muncii din Cimșlic, cunosc faptul. Întrebarea mea este în felul următor. Atunci când organizând, făcând o analiză la sfârșit de anul, privind activitatea, în ultimii ani de zile observăm chiar și toți colegii sunt de acord cu mine. Cea mai scăzută fondă de acoperire a locurilor solicitate sunt din sectorul public de stat. Adică, spuneți-mi, vă rog frumos, dacă în următorii ani de zile, în agenda dumneavoastră, se regăsește cumva creșterea de salarii pentru funcționarii publici. Sincer să vă spun, mă doare suflet atunci când vin persoane cu studii superioare, tinere, familii tinere, se adresează, am ce le propune, adică avem ce le propune, dar nu acceptă niciodată salarii care sunt puse astăzi. Sunt foarte joase. Și noi toți astăzi... Da, domnul Anastasie, după cum ați observat, e luat pe tot pe rând și gradual noi creștem salariile. Evident că nu sunt în ritmul în care ne dorim cu toții, dar asta este. Am vrut că se cunoașteți și aici, avem făcut. A, cu siguranță. Colegi, vă mulțumesc tare mult. Eu am o singură rugăminte. Experiența mea arată că 80% din probleme le putem rezolva la nivel local. Eu înțeleg că atunci când este vorba despre drumurile regionale, despre drumurile naționale și așa mai departe, despre salarizarea în sectorul public, la nivel central, este responsabilitatea guvernului. Dar eu chiar mi-aș dori și dumneavoastră să vă asumați mai mult responsabilitate aici, la nivel local. Și primul lucru care trebuie să o facem este să ne gândim și știm că avem instrumentele ca să creștem veniturile la nivel local. Să creștem și responsabilitatea la nivel local. Eu ați făcut un exemplu. Eu merg prin sate, deseori, și primarii, fără ofensă, fără supărare. Primarii, dar ia că hai, trageți o lege și noi ia că să putem să, cum să zic eu, să pedepsim că ia că nu duci cu noi cum trebuie. Este chestia asta. Dar eu cred că e trebuie rezolvată, dumneavoastră, fiind aleși locali, pentru că gunoiul trebuie să fie o cultură, nu pur și simplu pedeapsă. Curățenia, de fapt, trebuie să fie o cultură. Curățenia, ordinea, asta e cultură. Și iată, noi, acum, toți, mă refer la administrația publică locală, suntem la început de mandat. Și că sunt, cum să zic eu, o serie de problemuțe de astea care, din punct de vedere tehnic, sunt micuții, din punct de vedere politic, ele sunt percepute așa că hai, mă gândi, las și lege și eu să mă acoper cu legea, că ea că îi spune legea că trebuie să vin să te pedepsesc. Înainte să îl pedepsim, totuși haideți să vorbim cu oamenii, mai facem adunare cu toți și spunem, uite, trebuie să strângem mai multe impozite. Trebuie totuși să ne organizăm ca deșeurile, gunoieștele să le organizăm. Rugămintea mea mare este orice depinde de noi și chiar dacă mai cheltuim, cum zicem noi, o leacă de capital politic, dar totuși să le facem. Acolo unde este necesar, vă adresați guvernului, serviciilor desconcentrate, dar sunt foarte multe lucruri care noi putem să le facem împreună cu comunitatea. Și eu vă încurajez, nu vă temeți să vorbiți cu oamenii și să le spuneți că, băi, trebuie ordine, trebuie să ne mobilizăm. Eu vă mulțumesc, vă felicit încă o dată cu un an nou bun, vă doresc sănătate și anul ăsta să fie unul productiv.